Începe să plouă, deși încă nici n-am început bine cărarea. Va fi o zi interesantă astăzi. Scopul este de a fotografia copaci interesanți. Astăzi caut rădăcini, caut tot felul de copaci care arată mișto. Partea de sus văd și niște ceață. Nu știu cât de sus în altitudine vom urca. Sunt în Parcul Național Ceahlău, este un loc de suflet, este un loc în care mă întorc întotdeauna cu plăcere. Aici am învățat să fotografiez, practic, pe Ceahlău. Am mers de multe ori și am fotografiat. Am făcut multe workshop-uri aici, probabil voi mai face și alte workshop-uri aici. Sper ploaia asta să se potolească, să fie doar așa mici picături. Suntem pe unul din trasee, v-am zis, nu știu cât de sus vom merge, dar cred că astăzi natura arată foarte fain, este imediat după o ploaie și vegetația are verdele ăla foarte aprins. Am găsit un loc interesant, este un mic pârâu care curge și formează niște S-uri foarte faine, pădurea este foarte întunecată, după cum vedeți în spatele meu, e negru total. Nu sunt încă acei copaci interesanți pe care îi caut, dar momentan ăsta este un cadru foarte fain, pentru că pădurea este atât de întunecată, apa va fi atât de, nu știu cum să zic, proeminentă, va ieși foarte bine în evidență. Acolo, în depărtare, am primii copaci mai interesanți. Îmi place enorm de mult zona. Am această pată, acest gol de lumină, iar râul, acest mic pârâu, care mă bucur că este alb și nu este plin de noroi, face cumva legătura între zona asta de întuneric a pădurii și zona luminoasă. Pentru că apa vine la vale cu atâta forță, voi încerca să surprind exact chestia asta. Aproape 100%, sau să zicem 99% din cazuri, în momentul când vezi apă, zici gata, expunere lungă și face apa lăptoasă. Într-o situație de genul ăsta, eu cred că e fain să surprinzi învolburarea apei. Și asta este o chestie care ține de viteza apei. Nu există un set de setări pe care le poți aplica în permanență și zici, bun, gata, am surprins. E vorba să ai în minte ceva și să reușești să transmiți mai departe chestia aia. Iar eu vreau să transmit exact asta, cum apa vine cu forță din munte. Am căutat modalități în care pot să încadrez situația de față și consider că dacă aș sta prea jos în momentul ăsta, aș pierde perspectivă. Nu ar mai arăta atât de interesant apa. Dacă ați fi aici cu mine, probabil va fi mai ușor să înțelegeți cum gândești dinamica unei compoziții. Ăsta este lucru pe care nu vă îl pot arăta pentru că e imposibil, nu că nu vreau neapărat. De asta, la cei care vin la workshop-uri au o altă înțelegere a ceea ce vorbesc eu uneori. Încercarea de a crea un cadru dinamic ține foarte mult de poziția pe care o ai tu în comparație cu subiectul respectiv. Și în situația de față, cred că un cadru pe verticală ar merge cel mai bine. Am făcut mai multe tipuri de cadre. Am început cu ideea de a transmite curgerea tumultoasă a apei și de a surprinde exact chestia asta, cum vine la vale apa din munte. Pentru chestia asta am avut nevoie de un timp de expunere cam 1:13, să nu fie nici prea scurs să îngheț, nici prea lung să curgă apa prea repede. Acum, diafragma n-am putut să o deschid foarte mult, pentru că a trebuit să am totuși un câmp de claritate destul de mare, așa că am stat la F6.3.
Problema a fost cu ISO. A trebuit să urc până la 1250 pentru a compensa lipsa de lumină. Ăsta a fost compromisul pe care eu a trebuit să-l fac. După aia am încercat, bine, și cazul clasic. F11, ISO 100 și probabil vreo 3 secunde pentru o apă cursă, așa ca laptele. Dar ideea, nu știu, mie mi se pare mult mai mișto să surprinzi o chestie între, în cazul de față, nu în toate situațiile merge chestia asta. Apoi am făcut un lucru pe care îl fac cât de des pot, nu prea postez genul ăsta de poze, dar în permanență la workshop-urile mele vorbesc despre pictori în principal. Vorbesc despre pictori mult mai mult decât despre fotograf, despre studiul de umbră și lumină, despre modalități de a interpreta natura și într-o situație de asta cred că o imagine cu caracter impresionist arată destul de interesant, pentru că apa îți dă o culoare. Adică în momentul când vezi imaginea asta, știi clar că este un curs de apă și este o pădure în spate. Eu zic că poate fi o idee, poate fi ceva interesant. Nu știu dacă se observă pe cameră, dar plouă de rupe afară acum. Norocul meu este că sunt în pădure și pădurea e destul de deasă, mă protejează, dar nu știu exact cum voi continua eu filmările astea în momentul când voi ieși de aici. Încep să se audă și tunete. Nu îmi place deloc situația asta când ploaia îmi întrerupe o sesiune foto, dar este un lucru cu care am ajuns să mă obișnuiesc după atâția ani de făcut chestia asta. Voi încerca să stau totuși la adăpostul pădurii, să găsesc câteva cadre aici, poate găsesc chiar un copac interesant, dar plouă din ce în ce mai tare și începe să treacă chiar și prin frunzele astea dese. Aud cum cântă păsărelele și întotdeauna când se întâmplă chestia asta în pădure, când plouă, e un semn bun. E posibil, nu întotdeauna se întâmplă, dar e posibil ca ploaia să fie pe terminate. Mai stau vreo 10, maxim 15 minute. Băi, plouă, zici că cântă și păsărele, degeaba cântă și păsărele, nu s-a oprit nicio ploaie. Tot mă forțez să mai merg un pic, să mai duc, dar îți ud tot, îți ud mâinile, îți ude, murdar. Mi-a intrat apă în bocan și am călcat pe ceva ce credeam că o să-mi țină piciorul și m-am dus în apă, nașpa ploaia asta. Și rece, 8 grade zice. Garminul zice 8 grade. În ciuda ploii am reușit și am ajuns în zona unde cresc acești copaci masivi. Mă bucur foarte tare că am stat în pădure. Ăsta este, cred că, cel mai tare sfat pe care ți-l pot da ca fotograf de peisaj. Înarmează-te cu răbdare, ia-ți haine la tine și așteaptă să treacă ploaia. Voi mai continua să merg în direcția aia. Acolo am făcut cu toată cărarea asta, așa, am făcut și o panoramă. Eu cred că arată foarte mișto. Acesta va fi ultimul cadru de astăzi în care am acest copac care pleacă din întuneric, se duce spre lumină și prezintă o scenă foarte, foarte interesantă și faină.
cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Sunt ud, mi-e frig, m-a plouat, poze mișto, dați un share, dați un comentariu și continuați să fotografiați, singura modalitate de a deveni mai buni. Pa, pa!